înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Incredibilul domn Pepin. Bună ziua, Fred! Bună ziua, Katia! Bună, Katia! Cum stai cu sănătatea? Bună, doamnă doctor! Bine! Bună ziua, domnișoară, Katia! Bună ziua, domnule! Domnule... Pepin, vă amintiți de mine? Da, bineînțeles! Da? Aș vrea să vă arăt ceva. Dacă aveți timp, nu vreau să vă deranjez. Vă urmez! Ce surpriză! Serafen, avem musafiri! Ia te uită! E fantastic! Extraordinar! Chiar credeți asta? Bineînțeles! Arată minunat! Nu știam că aveți talent artistic, domnule Pepin. Trebuie să arătați opera tuturor! În niciun caz! V-am arătat-o pentru că știu că sunteți o persoană sensibilă și inteligentă, dar... Dacă râde de macheta mea, n-aș putea suporta. Haideți, nu exagerați! E extraordinară! Sunteți drăguță, dar nu e gata încă. Primiți acest cadou ca semn al recunoștinței mele. Oh, mulțumesc, domnule Pepin, e minunat. Gândiți-vă bine, n-aveți nimic de pierdut. Dimpotrivă. Da, sigur, dar... Katia, te căutam. E inadmisibil. Îl cunoști pe domnul Pepin? Da, bună ziua. Închipuiește-ți că Rudolf vrea să desfințeze cartierul pescarilor ca să construiască o stațiune de lux în locul lui. E sfârșitul orașului de altădată. Trebuie să-l oprim. Vii cu mine? Da. Ei, pe curând, domnule Pepin. Pe curând, domnișoară Katia. Da, Serafen, Katia a plecat cu unul mai frumos și mai atrăgător ca mine. Nu-i nimic, voi pune un copăcel aici, în fața magazinului ei. Domnule Pepin, aveți un suflet de artist și ca toți mari artiști sunteți neînțeles. Dar nu vă fie teamă, cei din oraș vor regreta curând că nu v-au apreciat originalitatea! Katia? Sunt gata! Trucul ăsta e absurd. Ce e asta? Spune-mi, Katia, mă înșală memoria sau până acum n-a existat un copac în locul acesta? E prima oară când îl văd. În plus, miroase a broccoli. Ciudat! Oare scumpul nostru primar s-a apucat să planteze copaci în timpul nopții ca să nu-i deranjeze pe cetățeni? Mi se pare puțin probabil. Și mie. Dacă tot trebuie să discutăm cu el despre noul proiect, îi vom pomeni întreagăt și despre acest mister ecologic. Domnule Pepin! Domnule Pepin! Parcă se aude de la domnul Pepin. Cine? Priviți! Acoperișul e făcut din turtă dulce! Turtă dulce? Ce amuzant!
trebuie să fii sărit să construiești asta. Așa e. Nu am încredere în cei pasionați de machete. Mie îmi place turta dulce. Încetați! Nu vă este rușine să deranjați? Nu facem nimic rău. Admirăm capodopera marelui nostru artist necunoscut. Ce grijuliu, ce meticulos e! Dacă faci vreo răutate, îți arăt eu. Hai, plecați de aici! Iată-l, micul nostru Michelangelo s-a întors! Haide, plecați, ștergeți-o! Domnule Pepin, sunteți bine? Katia, trebuie să plecăm, Rudolf ne așteaptă. La revedere, domnule Pompon. La revedere. Ticăloșii de Cerber. Vă arăt eu vouă. Biju, ți-am spus de 100 de ori să mănânci civilizat. Așa-ți trebuie, grăsanule. Și tu, dacă continui așa, n-o să mănânci friptura, ci cărbune. Am vrut să-mi fac torță. Ei, era o glumă. Ce înseamnă asta? N-am făcut nimic. Oh, nu! Nu mai avem casă. Nu pot să cred. Nu e posibil. Ciupiți-mă. Cred că visez. Au! Aiuritule! Cine să-i creadă? O gheată căzută din cer? Ce nescocire ridicolă! Așa e. Mă întreb cum au reușit să distrugă hambarul. 89. Poate mă înșel. Să spunem 92 metri, desigur. 92, mărimea ghetei care a distrus hambarul. Urmele astea nu înșală. A, nu, doar nu crezi aiurelile astea. Iar începe. Nu e în regulă. Un copac care crește într-o noapte, o gheată uriașă căzută din cer, toate aceste fenomene au o cauză. Dacă înțelegem sensul, ne vom apropia de secretul din Providence. Chiar crezi că merită osteneala? Domnule Pepin, ce faceți aici? Am venit să văd ce-a mai rămas din hambar, adică ce n-au furat frații Cerber. Cum puteți spune asta? Nu e frumos să vă bucurați de necazul altuia. Credeți-mă, domnule Pipe, ar fi putut să-i se întâmple oricui și totuși sunt sigur că nu e doar mâna destinului. Numele meu e Pepin! Pepin! Da, da, Pepin, știu. Scuzați-ne, acum avem un mister de dezlegat. Eu sunt destinul, domnule Oscar, și veți plăti pentru insulta asta. Care pe care, domnule Oscar? Să vedem dacă știți să notați. Dragă Oscar, odihnește-te bine în noaptea asta. La trezire vei avea o surpriză. Vai, ce e cu mine? Mă simt rău. Cred că visez. Nu, nu e vis. Sunt pe lac. Alo, Marten, vino cu hidroavionul să mă iei de pe lac. Nu, nu halucinez. Sper că nu. Incredibil! Incredibil!
Mai să fie incredibil! Mai întâi copacul acela care a crescut peste noapte, apoi gheata uriașă căzută din cer, care a distrus hambarul fraților Cerber, casa mea a ajuns în mijlocul lacului ca printr-o magie... Și nimic! Nu înțeleg nimic! Nu găsesc niciun sens și asta mă enervează teribil! Bună ziua, da? Domnule Pepean! Nu înțeleg! Ar trebui să vă cereți scuze! O, artistul de doi bani! Învățați bunele maniere! Trebuia să-mi dați întâietate! Artist de doi bani? De doi bani? Retrageți imediat ce ați spus! Foarte bine! O să-mi o plătiți! Vin repede! Am ceva de rezolvat! Sărafean, iar e rândul nostru să ne jucăm. Artist de doi bani, artist de doi bani. O să vadă ea dacă sunt un artist de doi bani. Casa mea! Priviți ce i-au făcut casei mele! Cred că știu cine e sursa fenomenelor misterioase. Domnul Pepen! Cine? Domnul Pepen! Știi, domnul acela timid! Da, l-ai văzut la hambarul fraților Cerber. A construit macheta orașului Providence. De câte ori provoacă un mic dezastru, acesta se întâmplă cu adevărat. Dar e ridicol. Atunci să fim ridicol până la capăt. Eu sunt gata să accept explicația asta. Providence în mâna unui despot cu toane. Totuși trebuie să fim siguri de asta. Exact, pragmaticul meu prieten. Să mergem la Pepen. Se pare că povestea se complică. Marten, tu stai de pază și anunță-ne dacă Pepen își face apariția. Tot eu? Dar de ce eu? Vreau să spun, întotdeauna eu stau de pază. Preferi să forțezi ușa pivniței? A, nu, categoric nu. Doar n-ai de gând să intri prin efracție. Tu ce crezi? Măiculiță! În ce încurcătură am mai intrat? Deci asta e cauza tuturor misterelor. Da, și din câte am văzut, puterea acestei machete e uimitoare. Imaginează-ți dacă ar fi în posesia scumpului nostru primar, ar construi stațiunea cât ai clipi și cu cheltuieli minime. Privește, apropo de Rudolf, n-am suferit niciodată statuia lui, o ofensă adusă bunului gust. Domnule Pepen! Ce doriți? Dragă domnule Pepen, îmi doream atât de mult să vă întâlnesc, un artist atât de mare. Nu-i nevoie să-mi strigați în urechi, nu sunt surd. Dar știți, domnule Pepen! Mă bucur că v-am cunoscut! La revedere! Ați văzut? Statuia mea! Mi-au furat statuia! Ce păzește poliția? Cea mai bună dovadă! Macheta aceea e incredibil de eficientă! Nu e timp de glumit! Da, să mergem să vorbim cu domnul Pepen. Hei, fii atent, Oscar, atunci când se supără, urmările sunt dezastruoase. Sunt sigur că domnul Pepen e și o persoană foarte rezonabilă. De altfel, nu cred că e total responsabil de nenorocirile concetățenilor noștri. Spuneți-mi sincer, știți ce faceți? Statuia mea! Ai picat la țanc, ai vreun indiciu? E macheta lui Pepen. Ai grijă ce spui, amice, nu am chef de glume. Vă asigur, șeful, orice mișcare face devine realitate.
Dacă e adevărat, aș putea să desfințez cartierul pescarilor fără cheltuieli și să-mi construiesc stațiunea cât ai clipi. Foarte bine, du-mă la domnul Popin. Pepin? A, Pepin, Popin, Pipin, ce-mi pasă mie. Și ai grijă ca nesuferitul de Oscar și banda lui de spioni să nu ne deranjeze cum au obiceiul. Toți îl subestimează pe domnul Pepin. Ce greșeală! Nimeni nu știe cât de mari sunt puterile lui. Opriți-vă, nu mișcați! Comisare Baltazar, ce surpriză plăcută! Ce mai faceți? Vă arestez! Sunteți principalii suspectați de dispariția statuii primarului! Noi? Ce concluzie! Și cum credeți că am procedat, domnule detectiv? Eu... asta rămâne de aflat! Urmați-mă cu toții la secție! E un ordin! Clar? Da, înțeleg, ne vom juca de hoții și vardiștii. În cazul acesta, mai întâi trebuie să ne prindeți. Nu-mi arde de joacă. Bine. Bine. Primarul, ce caut aici? Ah, da, și-au dat seama, vor să distrugă macheta mea. Niciodată. Ah, dragă domnule Pupin. Plecați, nu vă dau macheta. Am sosit la timp. Scumpul meu Oscar e mereu unde nu trebuie să fie. La dispoziția dumneavoastră, mereu la țan ca să vă împiedic să faceți proștii. În numele legii, vă arestez. Vă somesc să plecați, n-aveți ce căuta aici. Nici dumneavoastră. Și vă voi împiedica să vă folosiți de macheta domnului Pepin pentru afaceri murdare. Ce? Dar, nu, nici vorbă. Simt că totul se va termina rău. Domnule Pepin, sunt eu, Katia. Katia? Nu, nu, și tu vrei macheta mea doar pentru tine. Pleacă! Oh, vă implor, ascultați-mă! Gata, ajunge, o să-mi deschideți chiar acum, vă avertizez! Am visat sau m-ați amenințat? Ține-ți gura, nătăflețule! Ghinion, dumneavoastră ați vrut-o! Nu, nu faceți asta! Domnule Pepin, vă rog! Iată pasărea rară care va găsi soluția. Spre bine sau spre rău? Mai repede sau veți regreta, dar... Dar... Nu e posibil. Ba, e posibil! Un monstru atacă orașul! Ajutor! Vin cu tine! Pare drăgălaș! Dacă ne-am ascunde și noi... Trebuie să facem ceva, altfel va face praf orașul. Care pe care, micuțule? Oscar! Nu! Pui! N-are niciun rost, Oscar! Execută mișcările canarului de pe machetă! În cazul acesta să schimbăm tactica. Atent! Atent, te-am văzut! Haide, urmează-mă! Dar stau foarte bine aici! Domnule Pepin! Ajutor! Fugiți! Urmare! Lasă-le! N-am mai văzut așa de bine! Ah, domnule primar, tocmai pe dumneavoastră vă căutam! Lăsați-mă, nu pot să privesc, sunt alergic la canari. V-am spus să-mi dați drumul. Îi veți repeta ce v-am spus? Nici nu mă gândesc. Preferați să conduceți un oraș în ruină? Domnule Pepin, domnule Pepin, ne-am înșelat în privința dumneavoastră.
Haideți, haideți! În numele tuturor concetățenilor, vă rog să acceptați scuzele mele. Sunteți un mare artist original, ca toți mari artiști. Ca să vă dovedim recunoștința noastră, vă numesc, dacă acceptați, artistul oficial al orașului. Se? Serios? Nu știu ce să spun. Nu spuneți nimic, doar acceptați. Dacă ați putea să... A, da. Vreau să spun că regret sincer ce s-a întâmplat. Canarul, domnule Pepen, e urgent. Haide, Serafen. Nu se va mai întâmpla. Ia-te, uită! Și casa ta? E din nou la locul ei, pe malul lacului. Văd că lucrările avansează rapid. Trebuie să recunoaștem că domnul Pepen se pricepe. Bună, prieteni! Ce mai faceți? Foarte bine! Noile fațade ale caselor sunt frumoase. Nu-i așa? E mai amuzant decât să fac machete, dar nu mai am o clipă liberă. Ei, vă las, am o întâlnire cu Rudolf. Vrea să-mi prezinte noul lui proiect. Domnul Pepen s-a schimbat mult, a devenit mai sociabil. Acum e apreciat de toată lumea. Apreciat sau temut? Totuși, domnul Pepen nu e periculos. Și de data asta ne-am confruntat cu prezența invizibilă care ne amenință orașul. Și vă promit că în curând vom descifra în sfârșit misterul din Providence. Puține răbdare, Oscar! Mai avem încă multe aventuri de trăit împreună! Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Florin Stan, Ana Maria Vlad, Andrian Locovei, Richard Balint, Ion Ruscuț, Alexandru Rusu, Iona Brudan, Sebastian Lupu, Ileana Iurciuc. Traducerea și adaptarea Ioana Chiba. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zostudio Oran.